Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru, vă invit să rămâneți alături de mine astăzi pentru a descoperi un om. Un om care a ales sau a fost îndrumat către România și aici își desfășoară activitatea dedicându-se celor tineri. Concret ce face, cu ce se ocupă, ne spune chiar dumnealui, invitatul meu de astăzi, părinte Alexandru Lembo din congregația Don Orione și rector al seminarului Don Orione din Iași. Părinte, bun venit la RCIS FM. Bună ziua tuturor celor care ne ascultă și mă bucur să fiu aici, în mijlocul vostru. Sunteți în România din 2014 și vă ocupați în Iași de seminarul Don Orione, vă ocupați de mersul acestei congregații în Moldova, voi spune. Cum vi s-a părut România în 2014 când ați venit? Mi-ați spus înainte de emisiune că ați auzit de România de la colegii pe care i-ați avut în Roma, unde ați studiat, dar îmi închipui că atunci când superiorii v-au zis, ei, Don Alessandro, nu, cum se zice acolo în Italia, îți vei desfășura activitatea în România. Care a fost primul gând care v-a venit atunci în minte? De recunoștință și de bucurie. Mai întâi, pentru că sarcina, misiune pe care mi-au încredințat era una frumoasă, pentru care mi-am pregătit și am simțit chiar că era locul unde providența mi-a trimis. Și după, din ceea ce cunoșteam din România, o fascinație mereu am simțit. Ceea ce știam era mai ales datorită faptului că în seminar, când eu eram seminarista, am avut câțiva colegi care veneau de zonele noastre de aici, din Iași și în prejurimii, și odată fusesem în vizită pentru rotunirea unora dintre aceste colegi. Și atunci m-am oprit 2 săptămâni și impresia pe care primisem a fost una frumoasă. Și dar când mi s-a propus, chiar și dacă cu un pic de teamă, pentru ca să mergi într-o altă țară, când nu mai este așa de tiner, eu atunci aveam 35 de ani, nu? Când ați fost hirotonit. Când am fost hirotonit, dar când am venit în România, 41. 41. Dar ce s-a întâmplat din momentul în care ați fost hirotonit, când aveați 35 de ani, până la 41? Unde v-ați desfășurat activitatea? La Roma, ca formator în seminarul mare, așa spus, pe care l-avem noi acolo la Roma. Nu este un lucru așa obișnuit ca imediat după hirotonire să rămâi în seminar. Dar atunci lucrurile au mers în acest mod, superiorii mi-au cerut să rămân direct acolo în seminar unde am fost eu format, unde am urmărit eu drumul de formare. Imediat după rotunire am rămas ca unul dintre cei 2 colaboratori ai responsabilului care era acolo atunci director. Îmi închipui că a contat și vârsta pe care o aveați, pentru că știm că în mod normal, nu, preoții sunt hirotoniți mai la 27-28 de ani, undeva în zona aceasta. Da. Dumneavoastră aveați deja 35 de ani, erați mai matur, cu siguranță anii își spuneau cuvântul. Dar explicați-ne de ce la 35 de ani hirotonit, pentru că din câte știu, ați studiat și inginerie. Deci gândul acesta de a lua calea consacrată, drept viață, da, a venit mai târziu? Mai târziu. Da, mai întâi trebuie și să spun un lucru, că acum la noi, în Italia, nu este chiar așa rar să fie unii care au început mai târziu. Așadar, eu, chiar și dacă aveam câțiva ani mai mult de cât ar fi normal, obișnuit, spunem așa, obișnuit, cu toate acestea erau și unii un pic mai în vârstă de mine. Da. Oricum, eu am început după ce am completat facultatea de inginerie, pentru că ideea, hotărâre, am maturizat, spunem, chiar în timpul, în anii de formare la facultate de inginerie. Atunci când am început acest gând, m-am lăsat însoțit de persoane competente, potrivite pentru a face acest drum și împreună am gândit că era mai bine să termin ceea ce am început. Și ați finalizat studiile. Așa, da, am finalizat studii și pentru a face după un drum de discernimente mai liber, nu? Dacă după primul an, primii 2 ani aș fi putut și să vadă, nu este calea mea,
aș fi reluat de unde am terminat, nu? Și dar am terminat, am finalizat studii la 25 de ani și după am intrat imediat în seminar. Cum a fost primită această veste, această dorință a dumneavoastră de către părinți, de către cei apropiați, care probabil vă vedeau un inginer de succes, îmi închipui, un familist, nu, așezat, da, poate la casa lui, cu o carieră în domeniul, da, ingineriei? Am avut darul de la Dumnezeu să cresc într-o familie creștină. Și dar, oricum, părinții mei mereu au transmis o stimă, o apreciere față de biserică. Și dar mama, cu toate că a fost un pic uimită, dar imediat am simțit bucuroasă. Tata la început a fost un pic mai... și-a rămas pe gânduri, i-a spus, dar ce, te-ai gândit bine, dar ce faci? Și a încercat un pic să mă împingă, așteaptă, face înainte o experiență de muncă, fiindcă el lucra în bancă, avea și posibilitate, cunoștințe cu firme, a spus, a angajat deja cineva care ar fi disponibil să te angajeze. Să vezi, da, cum e. Pentru, da, că, nu pentru că era împotriva ideea în sine de a fi preot, dar s-a gândit că putea să fie o alegere nu bine gândită, care după ar fi putut să mă dezorienteze în viață. Dar după m-a văzut otorit și nu... Dar în copilăria dumneavoastră n-a fost niciodată acest gând de a urma, nu știu, drumul preoției sau de a vă dedica vieții consacrate, nu? Sincer să spun, nu. Explicit acest gând, nu. Pot să spun că de multe ori, mergând de la biserica, momente de rugăciune sau când văzând un preot mai capabil, mai capabil de a fi aproape de tineri, m-am gândit, uite-te ce frumos a fi preot. Dar aveam acel gând, cred, foarte răspândit între tinerii, mai ales ca, bine, dar cei care sunt chemați, cine știe ce chemare a auzit, sunt persoane diferite, așa, nu mă gândeam că putea să fie ceva pentru mine. Să vi se întâmple efectiv. Da. V-ați născut în Calabria, în Italia, știm, da, foarte bine, Italia este, ce să mai, e inima catolicismului, spunem, e o zonă în care sunt foarte multe congregații, sunt mulți preoți și e o promovare destul de mare la nivelul comunității în ceea ce privește activitățile bisericii și ale preoților. Îmi închipui că oferta era destul de variată și totuși ați ales Don Orione. De ce această congregație? Da, pentru că chiar ideea, dorința de a fi preot s-a aprins în mine când m-am întâlnit cu preoții de la Don Orione. În timpul liceului eu mergeam la biserică duminica. Lucru normal, eu aș spune lucru minimal, dar în anturajul meu era deja, se uitau la mine ca unul foarte credincios. De ce? Pentru că ei nu obișnuiau pentru nici măcar duminica să meargă? Exact. Eu m-am mutat, înainte eram într-un sat, când am început liceu, ne-am mutat în oraș. Și schimbarea a fost destul de mare, acolo în oraș nu prea, anturajul colegii de la școală, practic, nu prea frecventeau biserica, așa. Eu nu aveam activitățile specifice în cadrul bisericii. Când am întâlnit preoții de la Don Orione, a născut în mine această dorință de a mă apropia mai mult, de a colabora cu ei și de acolo s-a născut chiar ideea de a deveni preot. Dar începutul a fost pentru activitate de voluntariat. Eu odată când mergeam la facultate, m-am oprit acolo, Don Orione are un sanctuar închinat Sfântului Anton, aici avem mare devoțiune pentru Sfântul Anton, am oprit pentru o mică rugăciune și era un afis, căutau cărți pentru copii, acolo era un internat pentru copii orfani sau cu probleme în familie. Atunci am întrebat ce fel de cărți aveau nevoie, când a auzit acolo că eu eram student la facultate de inginerie, mi-a spus, avem mulți volontari, dar nimeni care poate să facă matematică cu băieții noștri.
Și v-ați oferit. Și mi-au cerut să merg. Eu chiar aveam această dorință de a-mi implica un pic mai mult în ceva frumos. Și de acolo a început această apropiere. Știați de Donor Ion înainte? Știați ceva despre viața lui, despre ceea ce a fost acest om? Singurul lucru care știam, că era un preot care se ocupa cu tinerii și care fusese elev de al lui Don Bosco. Don Bosco. Știam acest lucru pentru că mama mea fusese în internat pentru liceu, atunci în satele nu erau școlile, într-o casă lui Don Bosco, așa vorbea destul de des de Don Bosco și eu știam doar acest lucru referitor la Donor Ion. Au trecut mulți ani de atunci și l-ați descoperit pe Donor Ion mai mult decât poate v-ați gândit atunci că se va întâmpla. După atâta timp în care, îndrăznesc să zic, îi cunoașteți foarte bine activitatea, haideți să facem o scurtă prezentare a acestui om, a acestui om care a lăsat ceva în lume. Ce ar trebui să știe toți cei care ne urmăresc despre Donor Ion? Donor Ion e spus un sfânt al carității, așa spus. Este un preot care s-a născut în Italia, în nord Italiei, în 1872. Dintr-o familie săracă și mereu el a simțit chiar de când era mic dorința de a deveni preot. Dar atunci problema economică era una mare pentru cei care își doreau să intre în seminar, nu era lucru ușor și el a fost primit într-un prim moment de franciscani. Acolo s-a îmbolnăvit, nu a putut să meargă mai departe. Și l-au trimis acasă pentru că se gândeau că nu ar fi făcut față la cerințele care cerea viața consacrată. Parocul din satul său l-a pus în legătură cu Don Bosco, care avea seminarul la Torino și Donor Ion a plecat acolo unde a devenit în scurt timp unul dintre elevii mai apropiați de Don Bosco. Și a făcut 3 ani de formare, de seminar acolo cu Don Bosco, unde a dezvoltat această pasiune pentru tineri. Când era momentul să intre în noviciat, care în viața consacrată este anul central al formării, Don Orione a simțit, atunci Luigi Orione, a simțit că Dumnezeu îl chema la altceva. Dar, între timp, Don Bosco murise, simțea ca și cum l-ar fi trădat pe Don Bosco dacă ar fi plecat. Sfârșit după multe frământare, spunem așa, a vizat pe Don Bosco, care a dat reverenda și el a înțeles acest vis ca permisiune din partea lui Don Bosco să plece de acolo și s-a mutat în seminar diocesan la Tortona. Și acolo a urmărit studii spre preoție și după a înființat o congregație el. Chiar înainte să devină preot, episcopul la nivel diocesan i-a dat permisiune să deschidă 2 case și prima activitate a fost chiar de case unde să fie primiți băieții care și doreau să devină preoți, dar nu aveau posibilitate economică. Foarte repede după congregația s-a dezvoltat și carisma nu a rămas doar cu tinerii, dar Donor Ion s-a deschis la orice fel de sărăcie, de nevoie pe care întâlnea în vremea de atunci. Pentru că ideea care era nucleul carismei este acesta. Ideea era ca într-un timp în care lumea simpla, populație se îndepărtea de biserica și de papa, e calea cea mai potrivită, cea mai eficace pentru a apropia lumea de credință, de biserica, de papa, este caritatea concretă. Și asta pentru că caritatea toți creștinii ar trebui să... Dar specificul carismei este aceasta. Prin caritatea să ducem poporul la
Iisus Hristos. Și iată că și în zilele noastre, ceea ce Donor Ione și-a dorit și a dezvoltat, a prins tot mai mult contur și știu că această congregație este prezentă atât în Italia, în număr mai mare, mă refer, cât și în Brazilia, dar mai ales în Africa, unde știm bine este atât de multă nevoie de oameni care să se dedice celor încercați. Da. Nu știu cum ați perceput când ați venit în România rolul pe care l-ar putea avea această congregație aici și dacă ați simțit că activitatea dumneavoastră își va atinge scopul și țelul până la urmă. Ați simțit că este nevoie de ceea ce puteți oferi aici, în Iași? Da, cu siguranță. Eu personal am venit pentru formare și chiar am simțit că puteam să dau o contribuție bună aici, pentru că sunt încă mulți tineri disponibili care cum au o dorință de a-L urma pe Iisus și faptul de a însoți acești tineri cred că este o formă de caritate minunată, o misiune frumoasă. Și am simțit chiar că folosesc bine ceea ce pot să fac, nu? Așa, pentru mine specific. Și congregația în general cu activitățile sale de caritate, cred că face o slujire frumoasă în cadrul bisericii locale aici din Iași, dar și la București, unde suntem prezenți cu alta comunitate și la Oradea. Așa. Da. Din câte știu, ați avut seminariști de-a lungul timpului, să zicem un număr constant. În ultima perioadă și nu doar în congregația Don Orione, acest număr a scăzut. Tinerii nu mai aleg un număr atât de mare, să spunem, calea vieții consacrate. Totuși, cu siguranță, în acest moment, poate chiar cineva care se uită la noi, este într-o căutare și nu știe încotro să o ia. Care este cuvântul dumneavoastră pentru acei tineri care iau în calcul varianta de a se dedica unei vieți de preoție? Da, eu cred că a devenit un pic mai greu astăzi dintre tinerii să se găsească curajul de a începe un drum de formare. Dar nu cred că a scăzut dintre tinerii dorința de a-L cunoaște și de a fi aproape de Dumnezeu. Așadar, eu cred că merită astăzi poate chiar și mai mult decât înainte de a-L căuta și de a urma pe Dumnezeu, pentru că cred că astăzi sunt și condițiile de a face acest drum de discerniment în un mod liber și conștient. Și cred că un tiner nu are nimic de pierdut, ba dimpotrivă doar de castigat. Faci un drum de formare înseamnă a verifica. Ce ar însemna concret acest lucru pentru un tânăr care, să zicem, termină anul acesta clasa 8-a, nu? Dă evaluarea națională și se gândește să vină către seminarul Don Orione. Ce îl așteaptă? Ce urmează? Care sunt pașii? Da, noi începem drumul de formare începând cu clasa 9. De obicei, înainte se fac mici activități în timpul verii, spunem așa, campsuri în care băieții cunosc mediul în care se gândesc să vină. După ce cei care hotăresc să intre, să vină la noi în seminară, urmăresc un drumul normal de învățament în cadrul liceului pedagogic Vasile Lupu, unde este și un profil teologic. Lângă acest drumul de formare intelectuală este formarea umană și la viața consacrată. În concret, ce înseamnă? Se găsesc într-un mediu în care se face o experiență de viață comunitară, de familie, 20 băieți, 15, 25, depinde de an, în care sunt activitățile de spirituale, activitățile comunitare și jocuri, întâlniri de formare și activități caritative, noi spunem apostolată. Toate acestea însoțite de un drum de însoțire spirituală personală.
noi consideram ca toate aceste activitățile împreună, mai ales cu mediul, climatul pe care se trăiește acolo, împreună ajută tinerii care sunt acolo să recunoască ce și doresc cu adevărat. Eu am văzut că în aceste ani majoritatea, în absolut majoritatea tinerilor care au fost acolo au făcut un drum frumos. Fie cei care au continuat spre preoție, și cei care în clasa 12 au hotărât să facă altceva. Dar s-au pus în joc și au crescut. Uneori se întâmplă și unii care nu au acest curaj de a se pune în joc, că atunci pentru acestea... Renunță și aleg altă cale. Da, da. Atunci... Rămânând la cei care doresc să păstreze acest drum, ce se întâmplă când termină clasa 12? Cei care continuă mai departe spre preoția se opresc încă 2 ani aici la Iași, noi spunem 2 ani de postulandat, e o etapă mai importantă de formare. În acest timp urmăresc cursuri de filozofie la seminarul diocesan mare în Copou și continuă formare și drumul del discernement la noi în seminar. După acești 2 ani, cei care merg mai departe trec în Italia la noviciat. La Roma? La Roma. Velletri, lângă Roma, foarte aproape de Roma. Noviciatul, spuneam, în drumul de formare spre viața consacrată, este anul decisiv, cel mai important. Pentru că sunt 12 luni, fără alte activități, acolo nu sunt cursuri de teologie, de filozofie, e toată formare acolo în seminară. La sfârșitul acestui an se fac voturile religioase de sărăcie, de castitate și de ascultare. Pentru un an nu sunt definitive imediat, nu spunem voturile temporare. Și în acel moment persoana este o persoană consacrată. După noviciat, 2 ani de pastorație într-o una dintre comunitățile congregației în Italia, în România, sau avem o comunitate în Ucraina sau în Albania, provincia noastră, zona noastră. Rar ar putea să fie trimiși și mai departe, dar rar. 2 ani de pastorație. Ca persoană consacrată. Ca persoană consacrată, deja, da, cu voturi. După se întorc la Roma pentru a termina studii de teologie. Dacă nu doresc să se întoarcă, să continue acele studii de teologie, dar doresc să rămână persoane consacrate, este posibil acest lucru? Poate, fără să fie preoți. Fără a fi preoți. Rămân persoane consacrate, desfășurându-și activitatea unde congregația îi trimite, da, nu? Da, avem okay. Și... Dar sunt aceia care doresc să continue și să devină preoți. Da. Și se întorc la studii. La studii, 4 ani încă de studii de teologie la Roma, unde avem un seminar. Pentru cursuri de obicei merg la Salesiani, la facultatea, l'Universitatea Salesiană. La sfârșitul teologiei este irotonirea. Irotonirea, care de obicei fiecare face în dieceza de unde provine. Vine el, de unde provine el. Fie în Italia, cei care sunt din Sud Italia, în Sud Italia, în Nord Italia, și i confrații romani pe care am avut au venit aici să fie irotoniți. Deci în dieceza de Iași au fost sfințiți preoți care sunt din această congregație. Da, în jur de, cred, de 14 avem deja, da. Uh-huh. Și după această sfințire urmează o numire, nu? Da, după această sfințire fiecare primește prima sa misiune, nu? Spunem așa, este provincialul care hotărăște unde va fi trimis noul sfințit. Provincialul are rolul care într-o dieceză are episcopul pentru noi. Congregația în lume este împărțită în 6 zone mari pe care noi cu mamă provincie, numim provincie. Și provincialul știe exigențele provinciei și spune tu mergi la Iași, tu mergi la Roma și tu... Și tot așa. Știu că mandatul dumneavoastră, al treilea mandat de altfel, nu? Se va termina în 2023, dacă am reținut bine. Da. În iunie 2023 da. Și atunci va veni o altă numire probabil sau o excepție să rămâneți pentru al patrulea mandat în România.
Încercând să trecem peste timp, cum vă închipuiți că va fi în 2023, când să zicem că veți primi vestea că veți părăsi România și veți pleca, iată, sunteți în 2014, sunteți deja de-al nostru, îndrăznesc să spun, și atunci aș vrea să știu ce credeți că veți simți. Va fi cumva o mică durere în suflet că veți părăsi România? Eu cred că când voi pleca, voi pleca cu un sentiment de recunoștință și de dor, de dor, da. Dar mai ales de recunoștință, pentru că am făcut o experiență frumoasă până acum în România, în anumite momente și grea, dar chiar frumoasă, în care am simțit că am crescut eu și că am putut să fiu de folos. Și dorința a unei persoane când devine preot, care este să fie de folos în împărăția Domnului. Nu poate să fie bucuria mai mare pentru un preot. Pentru că am zis că vă va fi greu atunci când veți pleca din România, mi închipui că și când ați venit în 2014 v-a fost greu, pentru că era o țară străină, era o limbă străină, nu-i așa? Era o nouă viață într-un loc pe care nu îl cunoșteați. Îmi închipui că în tot acest timp au fost persoane sau și gânduri, nu știu, speranțe care v-au ajutat. Ce v-a ajutat, părinte, în tot acest timp petrecut în România, să fiți optimist, să vă desfășurați activitatea cu speranță și cu încredere în ceea ce faceți? Cu convingere pot să spun că mai ales, mai întâi de toate, bunul Dumnezeu, care chiar cu adevărat în momentele în care avem nevoie, într-un mod sau în alt, se face simțit. Și eu chiar am simțit că eram în locul unde mi-a trimis providența. Când unul simte că acolo m-a vrut Dumnezeu, are forța să depășească problemele care se întâlnesc în orice fel de viață. Un mod deosebit prin care Dumnezeu s-a făcut prezent în viața mea în aceste ani a fost printre băieți pe care i-am însoțit. Chiar am întâlnit unii care au avut curaj să se angajeze într-un drum de formare serios. Și să vezi băieții la 16 ani, 17 ani, care și doresc să facă un drum serios, astăzi e un dar. Cioè, eu am simțit, dar uite-te, e bine ceea ce fac. Chiar Dumnezeu confirmă. Asta a fost, fără îndoială, lucru care mi-a ajutat mai mult. Climatul de prietenie, cum să trăiești într-o comunitate catuită de tineri, e frumos. Dorința lor de viață, entuziasm, asta a fost lucru principal. După confrații mei, persoane care am avut lângă mea și persoanele pe care le-am cunoscut. Mă gândesc chiar la cine m-a ajutat să învăț cât mai bine se poate limba română. A fost o doamnă chiar aici din parochia, din catedrala, care ea știe limba italiană, pentru că bunici ei erau italieni, știe bine limba română și a fost ca o mamă în aceste ani. Așa, multe persoane m-au ajutat. Ce credeți că mai urmează până în 2023? Știm bine că provocările se schimbă întotdeauna și cu siguranță și anul acesta, iată, aveți 11 seminariști, nu? Da. Care au intrat anul acesta în seminar și ați pornit un drum cu ei. Vor urma noi provocări. Lumea în care trăim se schimbă, iată, e această pandemie care ne-a dat peste cap. Cu siguranță după pandemie mai vine altceva să ne dăm peste cap. Știți cum e, găsim mereu motive să zicem ce ne-a dat peste cap, numai noi rămânem neschimbați. Cum credeți că veți face față noilor provocări care vin? Aveți întotdeauna energia necesară sau sunt și momente în care simțiți că pur și simplu nu mai puteți? Momente în care simți mai multă greutate, oboseală, sunt. Dar nu aș spune chiar de descurajare. Mențin o atitudine optimistă. Pentru că, repet, experiența mea acum, de când sunt preot, 14 ani, eu am văzut că tinerii îl caută pe Dumnezeu.
Și trebuie găsit modalitatea pentru a fi lângă ei. Cu siguranță astăzi a devenit mai greu, eu cred, încercare pentru noi educatori, formatori, este să se pună împreună un climat de libertate, dar și de responsabilitate. Și de strictețe dată de o alegere. De nu? O alegere. Atunci astăzi a devenit mai greu să găsim un echilibru dintre aceste două exigențe. Dar oare rețeta succesului este tocmai asta? Să avem parte și de libertate, dar și de strictețea pe care o necesită o astfel de alegere, e firesc. De libertate și de responsabilitate. Responsabilitate pune anumite datorii. Asta e ideea, nu e strictețea în sine, dar trebuie să fii responsabil. În viață nu poți să faci tot. Dacă alegi un lucru, cel puțin pentru o perioadă, trebuie să fii coerent cu alegere pe care ai făcut-o. Și aceasta e o idee că devine din ce în ce mai greu pentru tinerii să o primească. Atunci trebuie multă rabdare, dar tândrețe, dar și fermitate. Știu că aveți studii în psihologie și vreau să vă întreb de ce ați ales să vă formați și în acest domeniu. Ați simțit că vă ajută aceste studii să le insuflați tinerilor tocmai ceea ce îmi spuneați mai devreme? La noi, știți cum este alegerea, mereu este facem împreună. Eu simțeam chiar pentru că m-a ajutat în drumul meu de formare formatorii mei care aveau competențe în acest domeniu. Dar nu aș fi îndrăznit să cer să fac o facultate de psihologie, mai ales știind că deja făcusem o facultate. Au fost responsabilii mei superiori care probabil au văzut o atitudine, o predispoziție și mi-au cerut să mă pregătesc specific pentru formarea seminaristilor. Și unde ați studiat psihologie? La Universitatea Gregoriană din Roma. Așa. Eu am primit mare bucurie propunerea lor. Dar pentru am venit... că, așa cum ați zis, nu îndrăzneați să vă gândiți la asta. Și ați simțit că, într-adevăr, v-a ajutat și simțiți că vă ajută în viața de zi cu zi? Da, foarte mult. Chiar simți un dar pe care mi l-a dat Dumnezeu să pot să fiu alături celor care au nevoie, tinerilor mai ales. Și cred că astăzi e chiar o formă de caritate. Spuneam că Donor Ion este un sfânt al caritații, dar caritate nu este doar să facem un adapost pentru cei care nu au locuință, lucru foarte bun. Caritate este cea de a îndruma cei care au nevoie și cu siguranță tinerii sunt categorie care au nevoie de îndrumare. Și... Așa. Știu că această congregație desfășoară și alte proiecte. Vorbim aici, la nivel local, în Iași, și voi menționa Asociația Cluburilor Alcoolicilor în recuperare. Da. Ce face acest club? Și spuneți-mi dacă ați avut mulțumirea să vedeți că și-a atins scopul și, nu știu, ați schimbat vieți, ați schimbat familii, ați schimbat parcursul unor oameni. Da. Această asociație încearcă să ajute pe cei care au probleme cu alcool, dependența de alcool, care știm problema destul de răspândită. La începutul, când am ajuns aici la Iași, se făcea un pic totul împreună, cum frații mei încercau să facă formare cu seminaristii, activități de caritate. Cu timpul, având și un pic mai multe forțe, confrații romani, primii confrații romani care au venit, recunoscut că trebuia să grijim mai bine, unii mai specific cu formare, alții cu aceste activități de caritate. Așadar, se ocupa doi confrații de acest centru pentru persoane cu probleme de alcool, dar suntem foarte aproape, eu urmăresc de aproape activitățile lor și știu că se bucură de multe cazuri în care văd că eforturile depuse produc roade. Schimbare. Și persoane care schimbă viața, care reîncepe, intră o speranță în viața lor și în familiile lor, pentru că problemele nu privesc doar persoana care are dependență de alcool.
Acum, sincer, nu mintesc un percentaj, nu? Pentru că nu toți cei care încep acest drum reușesc cu succes. Cu succes, dar sunt rezultate bune. Cei care știu pe cineva sau poate chiar au nevoie la nivel personal de participarea în această asociație, unde se pot adresa și ce trebuie să facă? Trebuie luată legătura cu acolo, cu centrul ăsta, se găsește și pe internet, uneori cineva sună la noi și noi dăm numărul de telefon pentru a vorbi. Responsabil direct este părintele Iulian Butânaru împreună cu părintele Catalin Gaspar. Trebuie luată legătură cu încercând să trecem prin toate activitățile pe care le desfășoară această congregație în Moldova, voi spune. Haideți să vorbim și despre surorile care își desfășoară activitatea lângă Sagna. Ce se întâmplă acolo? Pentru că, iată, această congregație nu se dedică doar băieților, nu? Ci este și latura feminină a măicuțelor, da, care pot urma acest drum. Domnul Ion a înființat și o latura feminină, țin mai mică, dar este și această prezență. În România, acum, doar cu o comunitate, spuneam la Bâră, lângă Roman, în apropiere de Roman, ei, deosebit, colaborează cu parohia, cu activitățile cu copii, cu tinerii, în cadrul parohiei și, deosebit, îngrijesc cei mai săraci și bolnavi cu vizite la domiciliu. Chiar o caritate concretă, prin lucruri mici de viață de zi cu zi. Părinte, am vorbit despre familia dumneavoastră, despre locul în care v-ați născut, dar n-am vorbit despre ceea ce v-au transmis părinții dumneavoastră. Ați zis că tatăl lucra într-o bancă, nu? Era un om realizat, să zicem, din punct de vedere al carierei, dar spuneți-mi ce v-a rămas în minte din copilărie, din felul lor de a fi și, nu știu, poate aspecte pe care v-ați dori să le întâlniți și la cei care vin la seminar, nu? Lucruri pe care părinții lor să le posede și să le ofere la rândul lor copiilor. Ce ați învățat esențial de la părinți? Cinstea, loialitate și autenticitate. Trebuie să fii un om autentic, un om cinstit. Și după ideea că în viață lucrurile frumoase nu se cuceresc fără efort. Dacă vrei să fii realizat, dacă vrei să te simți bine, trebuie și să înfrunți sacrificii. Asta, este un învățament central. După acest respect și iubire față de biserica, eu am primit mereu acest mesaj, viața fără Dumnezeu nu este o viață, viața fără Dumnezeu nu are rost. Și respect în familia, iubire dintre ei, cu toate momentele și de tensiune, mici certuri care pot să fie în familie, dar fie pentru tată, fie pentru mama, simțit mereu că familia era la locul întâi. Și am avut în septembrie 2020 bucuria de a celebra aniversar de 50 de ani. Mulți înainte, să fie sănătos și frumos. Și ați fost, bănuiesc, împreună. Da. Părinte, dar ce simțiți la părinții pe care îi întâlniți, părinții seminariștilor? Pentru că mi-ați vorbit despre niște aspecte esențiale de care, slavă Domnului, dumneavoastră ați avut parte, nu în copilărie. Totuși sunt convinsă că vin tineri care n-au această bază, care n-au avut șansa ca părinții să le ofere aceste lucruri esențiale pentru o dezvoltare armonioasă, o dezvoltare spirituală, psihică, pentru că asta contează. Cum reușiți să schimbați percepția părinților? Pentru că mi-închipui că pe lângă elevii pe care îi aveți în formare, putem spune că și părinții intră și într-o părinți. Formare atunci când vă dau copiii pe mână. Da, în aceste acum aproape 8 ani am întâlnit mai multe familii și situații foarte diferite. Cel puțin 60 băieți au trecut și au situații diferite și chiar se vede diferența când este o familie mai prezentă în viața băiatului și când este o familie mai dezbinată cu mai multe
probleme. Nu e foarte ușor de ținut legătură, pentru că aproape toți sunt din zona limitrofă, așa, nu avem, nu ne vedem foarte des. Încercăm să organizăm câteva întâlniri cu ei, să ținem legătură și prin telefon. Și eu am văzut cu acolo unde este o familie cu care putem să colaborăm împreună, e clar că drumul de formare este mult mai rodnic. E, unde nu este, de multe ori se pune, încercăm să îngrijim o rană, dar rezultate sunt mai dificile de obținute. Credeți că și în educația copiilor, ceea ce vorbeați despre această congregație se potrivește, adică libertatea trebuie îmbinată cu acea strictețe când crești un copil? Practic asta trebuie să simtă un copil, că are parte de libertate, dar că în același timp sunt niște limite pe care nu trebuie să le întreagă? Da, eu cred că acest lucru fundamental, evident, acest lucru se transmite cu moduri diferite în funcție de vârstă. Una este libertate și exigența la, pentru un copil de 3 ani, de 5 ani, alta este la 10 ani, în adolescență și așa mai departe. Dar la orice vârstă, eu cred că copiii sunt în stare să simtă, să recunoască adevărata iubire. Adevărata iubire mereu pune împreună aceste două aspecte. Libertate, o formă de tandrețe, te înțeleg, dar și o formă de exigență, pune un baraj. Un baraj. Când nu este acest baraj, e o iluzie ca copilul se simte mai liber. În realitate se simte neglijată. Neglijată. Așa. Pus cu înțelepciune, un baraj este o formă de iubire. Așa, la orice vârstă. Părinte, pentru finalul emisiunii v-aș ruga să le adresați un cuvânt celor care poate se identifică în povestea dumneavoastră și au terminat inginerie, medicină, nu știu, psihologie, altceva și totuși parcă nu le ajunge, parcă nu e drumul lor și ar alege altceva, așa cum ați făcut și dumneavoastră. Care este cuvântul dumneavoastră pentru cei care, deși au terminat studiile într-un domeniu, simt că nu este de ajuns și trebuie să facă altceva? Cred că primul pas este să aibă încredere în Dumnezeu, ca Dumnezeu e pe fiecare dintre noi să fim realizați, să putem să punem în slujire ceea ce știm să facem. Și după să caute pe cineva care poate să însoțească. Asta biserica în înțelepciunea sa mereu a învățat acest lucru. Alegeri importante nu se fac singuri. Și să se uite în jurul lor, să se roage și Dumnezeu va ajuta să găsească persoana potrivită cu care pot să verifice ce este ceea ce simt ei în adâncul inimilor. Părinte Alessandro Lembo, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes în activitatea dumneavoastră și cine știe pe unde veți ajunge să reveniți în studioul RCIS FM să ne povestiți experiențele noi de care aveți parte. Și eu vă mulțumesc pentru această oportunitate și pentru răbdare, poate pentru greșelile pe care le fac ca străin și pentru accentul meu stâlcit, cum spun băieți. Mulțumesc, mulțumim mult. Zi frumoasă tuturor. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune până la o nouă întâlnire la Interviul Săptămânii. Interviul Săptămânii la RCIS FM.